Îți faci iluzii degeaba. Toată lumea are probleme. V-am rugat să-i comunicați tovarășului director că țin foarte mult să mă primească acum. Mai ales că eu n-am venit să-i cer nimic. Te-am comunicat. Dar nu garantez că are ținut. Ai mai spus cuiva că vrei să pleci din oraș? Nu, n-am spus. De ce să spun? Nici celor de la Sfatul Popular sau de la Spațiul Locativ? Ce treabă am eu cu cei de la Sfatul Popular sau de la Spațiul? N-ajunge cât ales cu căciuna în mână după ei până îți repartizează odaie? Trebuie să mai alerg și când o părăsesc? Lasă-mi că n-ai alergat dumneata chiar cu căciula în mână după ei. Dacă vă interesează locuința mea, luați-o. Da? Știți, dar nu-i pentru mine, e pentru o soră de-a mea. Știți și dumneavoastră cât de greu este acum. Atunci chiar de mâine sora dumneavoastră se poate muta. Îi va pune pe cei de la Spațiu în fața faptului împlinit. Meștere! Eu cred că ăla de acolo de sus vede și munții. De ce nu m-ai fi născut eu, pasăre? Auzi, meștere? Eu cred că omul e precis rude cu păsările. Altfel mie unuia trebuia să-mi fie frică să stau toată ziua pe acoperișul de biserică. Fă-te, bă, vopsitor, zicea tata. Tabla-i tablă. Plouă, ninge peste ea, se mai strică. Ai de lucru. Auzi, meștere, ma ai văzut vreodată munții? N-auzi, meștere? Aud, aud. Ce, parcă e prima dată când mă întrebai orel de-astea? Dar când te-am mai întrebat eu astea, meștere? Păi nu mă întreb mereu? Cu păsările, cu munții? Păi mereu mă întrebi. Cu aeroplanele? Ce este? Bună seara pe la noi, Ionele, dragă! Mai
Vin o seară pe la noi. Stai dracu jos, bă! Când mă uit la tine, mi se face rău. De ce, meștere, ți-e frică? Mie să-mi fie frică? Băiatul... Păi de ce să-mi fie frică? Dar când te văd în picioare, mă furnică pe și la spinare. Pune acolo pe masă. Stă cocoțat acolo de azi dimineață și mi-a arde să și cânte. Și nu pot să mă uit la el, face rău. Bună ziua, domnișoară Nuții! Ce mai faci? Scuză-mă că spun pe nume, da? Mi-a dus vântul la urechi, numele dumitale. Mai politicos ar fi să te recomand înainte de a vorbi cu mine. Recunosc că m-am grăbit să pronunț numele dumneavoastră înainte de a-l pronunța pe al meu. Dați-mi voie să mă recomand. Călin Zuru Păcean. Vopsitor de turle la acoperișuri. Vezi să nu cadă de la fereastră de dragul tău. Domnișoare! O să vă aibă pe conștiință! Adică tu crezi că sunt prost? Domnișoară? Ale! Epa! Ale! Hoppa! Mă! Tu nu înțelegi să te lași jos? Uite câțiva ca ăștia mi-ar trebui mie. Să umble și pe sârmă și nici glasul să nu le tremure. De ce nu-i spui, cheamă-l în coaș și spune. Pe unul ca el s-ar putea chiar să-l încânte să umble cu tine pe păcăloș. Mergi la gară? Hai dacă mergi! Meștere! Ia. Ce cu voi, ce
română. Poftim, poftim. Domnule, noi așteptam să te prezinți frumos. Și da, uite cum apași. Nu ți-e, ia-l sus la tine să se spele. În halul în care arată, nu pot să-l iau la mine în baie. N-aveți puțin spirit? Nu, da, e acolo. Nu știu, benzină sau gaz? Petrosina mi-o zis. Benzină? Hai, n-am. Hai. Bună ziua. Un moment. Bea. Bea-l o să-ți prindă bine. Mai vrei una? Nu, mi-e bine. De acolo. Să nu-mi iei nume de rău, că nu m-am recomandat de acolo de sus, de pe turlă, cu o plecăciune mai adâncă. Dacă fi situația, riscam să mă pomenesc la picioarele sfinților și să nu mă mai ridic de acolo niciodată. Unde era tata să mă vadă? Cum atârnau legănapă deasupra lumii. Precis. Precis mi-ar fi spus, rădește plăciune de aia de-a lui. Dar să știi că mie mi-a plăcut acolo sus. Data viitoare îmi dau drumul singur. Alo? N-ai și tu un prosop? Auzi? Auzi? Drumul. Cum îl cheamă pe domnul ăla care mi-a dat bilet coniac? Domnul inginer Dan? Lucrează pe niște șantiere. Undeva prin munți. Parcă ziceai că ai niște petrosin. Uneori dispare cu lunile. Și apare pe neașteptat. Imediat! Mai e puțin aici, poftim. Bună ziua! Bună ziua! Mi-au spus vecinii că a intrat la dumneavoastră. Da, ești poftiți. E băiatul dumneitale, intră-ți. Lucrează cu mine, ajutorul meu. Să rămână. Poți să-i dai fetii aia. I-a dat să-i țin. Păi nu, poți să stai puțin să-l aștepți. Ți-a adus meșterul tău hainele. Și bani. Și chiar nu mă apreciați deloc, tovarășe inginer. N-am spus că nu te apreciez. Am spus doar că e păcat de tine. Lasă băiatul în pace, tare. Lui place să stea cățărat pe acoperișuri. Dar așa mi-a spus el, că simte că trăiește de plin. Ce fel de viață de plină mai e și asta, să dai cu bidineaua pe bucată de tablă? Și asta când? Acum, la ora de față. Când ai să înțelegi, dragule, că omul a fost întotdeauna însetat să ducă o viață de plină, pe care numai el singur să-și o poată alege. Și ce deosebire între ora de față, cum ziceți dumneavoastră, și ora de ieri sau de mâine? Există oameni care nici n-au habar că își trăiesc viața. Și, de fapt, nici nu și-o trăiesc.
ci viața îi trăiește pe ei. Părerea mea e că dumneata ești făcut pentru altceva. Nu se face echilibristică pe acoperiș. Asta am învățat, asta fac. Mie îmi place. Când m-am urcat prima oară până acoperiș, am avut senzația că toată copilăria am umblat cu capul în jos. Și ce ai ajuns? Mai nimic. În vreme ce băieți de vârsta dumitale au pus mâna pe ciocane pneumatice și găuresc munții. Mi-ar place și mie să văd munții și să mă cațăr pe ei. Noi am văzut decât la cinema. Vino cu mine și am să ți-i arăt. Ai să ți-l alegi pe care îți place. Cum adică? Unde să fii? În munți. Facem acolo o mare construcție. Și pentru că văd că îți place să lucrezi la înălțime, am să te fac instalator de înaltă tensiune. Vreți să mă faceți electrician? Exact. Dar nu unul dintre aceia care leagă fire prin poduri sau repară prize. Te fac linior, zburător. Ei, ce zici? Ți-ar place? Îmi trebuie mie în altă tensiune. Păi atunci n-ai decât să rămâi ca prostul, să dai cu bidineaua pe biserici la moșorogi. M-ați făcut și prost. Lasă-l în pace, Tane. Gândește-te câte idei preconcepute și false l-așteaptă. O să vină o vreme când nu o să mai râde el așa de ușor. Ascultă-mă bine. S-ar putea întâmpla ca ăsta să fie ceasul tău cel mare. Aruncă dracului bidineaua aia. Ia ziua bună de la cine crezi tu că o merită și hai să construim o lume mai bună. Asta în care am trăit până acum n-a fost bună deloc. Nu e nevoie deocamdată să înțelegi tu de ce. Ceea ce trebuie să înțelegi negreșit este că cine își ratează ceasul cel mare, până la urmă ajungi un neisprăvit. Ascultă, Dane, știi că te prețuiesc pentru cinstea ta și nu pentru ideile tale, care sunt de fapt ale lui Karl Marx. Cinstit e să-i spui că se face o experiență, o încercare, nu că se construiește o lume nouă. O lume nouă nu poate fi construită pe ură. Dar asta e ceva trecător. Ce te legi mereu de asta? N-am inventat noi clasele sociale și nici ura dintre ele. Ele există. Dacă te hotărăști, atunci vineri. La 5 și 10, la trenul de rădăuți. Ia spune-mi, ce crezi? O să ne înțelegem noi amândoi? Sau o să ne despărțim repede? Păi eu așa cred, o să ne înțelegem. Dar recunoaște și dumneavoastră că n-ați mai găsit alt fraier ca mine, care să părăsească Bucureștiul și să plece așa la mama dracului. Nici el nu știe unde. Este cam dreptate. Dar dacă vă duceți dumneavoastră acolo, care ați putea foarte bine să vă găsiți un servicii aici, în București. De ce să nu merg eu? Că poate tot am ceva de învățat acolo, nu? Asta în orice caz. Și o să lucrezi tot pe sus, cum îți place ție. Dar nu cu pensul ca nena ala besen s-a cucuțat pentru la biserici. Nu mi-ar fi dat prin cap să-i spun așa meșterului. O să-l uiți. Mie mi-era drag. O să-l uiți foarte curând. Poate doar pe ai tăi să-i mai ții minte. Și pe tata? Credeți că o să-l uiți și pe el?
Aseară ne-am cam certat. Mi-a și curăit una peste cap. Așa e obiceiul lui. Dar nu din pricină că i-am spus că plec. Dracu știe de ce. Da, da. Rostul tot prost rămâne. Auzi, să-și lase rostul să se ducă unde am țărcat dracu copiii, să se facă electrician. Dar ce-i fi vrând să fac, tată? A? Ce-i fi vrând să fac? Să faci pe dracu, Ghem. Asta să faci. Să-mi fi tărână, dragii, pe acoperișuri. Pe meșterul. Merge, mă? Bă, mutule, merge! Sau să ies pe stradă și să stric. Ciurele, bă! Luați ciurele, bă! Băi, nu vreau ciurel? Auzi chiar... Matale, cum se zice? Că nu te-am auzit niciodată. Uite așa strig! Și dacă mai vrei, îți mai strig! Haide! Până mi-ai face un rost, poți să dai cât vrei! Lasă să dau peste cap până ține sus! Stai, tata, că nu ți-a zis nimic și ai dat în el. Dumneata l-ai făcut prost și el a râs. Îl omor! El m-a făcut pe mine sau eu pe el? Stai, măi, omule! Ce v-a apucat? Cum o să-l omori? Nu e cu minte. Și te ascultă. Mai bine uite-te la el. E mare. Și într-o bună zi o să ți-o întoarcă. Lasă, mama. Mă-l ascult că sunt cu minte. Mă-l ascult că m-a făcut și m-a crescut. Oricât s-ar purta de negru. Mă faci și negru, bai? Eu te-am făcut și tu ești mai deștept ca mine. Numai proștii pleacă de București, bă. Ăia deștepți rămân în el. E, duci tu să ajungi buricul pământului. Orașul la care zici tu că o să-l faceți, o să fie orașul șmecherilor. Mai bine ai lua exemplu de la fratitul. A învățat tapițerie. Nu i-a umblat mintea cu sorcova la cai verzi pe pereți. Și uite, mă ajută și pe mine, că de-aia v-am crescut. Poți să mă crești și singur. Vezi să nu, că de când te-ai făcut vopsitor, nu ți-am văzut culoarea banilor. Așa-i, așa-i, Căline, mamă. Toată lumea știe că ții banii în buzunar în loc să-i dai lui taică tu. Mâine, poi mâine te însori. O să trebuiască să-ți faci și tu o daie, să fie a ta. Da, da, poi marți. De ce, mă, nenorocitule, poi marți? Păi o daie aia, nu o să o fac pe numele tău. Să ai și tu unde sta, când te-ai adunat de pe drumuri. Uite, frate tău, a făcut, a adres și și-a făcut casă. Numai tu nu ești în stare decât să-ți vânturi banii pe țambal, la biliard și pe muier. Hai să ajungi ca ăia. Ce ești căștegi, șapte mănânci. N-a banii firar ai dracului. Cine o avea nevoie de ei? N-a decât să-ți cumperi potcoave de cai morți și să reviți la consignația. Vrei să n-ajungi și tu tot la ciurele? Lasă-i, au trăit altfel de viață. Mi-a cam trăit viața pe ei. Înveți repede. Ia, gust, spune dacă-ți place. Ăsta nu-i de la, nu-i vin de la magazin. Mi l-a făcut cadou sorana l-are de la un episcop. După cum vezi, sfinții părinți știu cum să uite de necazurile și păcatele lumești. Hai, noroc. Și nu fi trist. De aici o să ne plouă cam des. Ah, lăsați că nu fie asta nenorocirea cea mai mare. Dar care-i, mă, țâcă, după mintea ta, nenorocirea cea mai mare? Mai întâi e bine să cunoașteți că pe mine mă cheamă într-un fel. Adică am un nume. Călin Surupăceanu îmi zice, nu țâcă. Al doilea, de unde să știu eu care-i pentru un om nenorocirea cea mai mare? Thank you.
Noroc. Vreți? Salut, mă, Mihai. Vrei să ajungi? E? Faceți cunoștință. Ele Vasile, topometrist. Răspunde și de serviciul de cadre și organizarea muncii. Dincă, inginer constructor. Planificare investiții mare, fotograf. Și Mihai, șef transporturi și toate le și dactilografa noastră. Acum, până urnim treaba, fiecare răspundem de două, trei munci. E, cam ăștia suntem toți. El este Călin Surupăceanu, primul angajat al șantierului nostru. Acum avem și conducere și clasă muncitoare, așa că putem să începem treaba. Vasile, mâine îi faci formele de angajare și îi găsești un loc în colonie. Pentru noaptea asta aranjează să doarmă pe undeva. Păi, Costică, du-te și tu și te culcă, că tu ajunge. Descărcăm mâine. Atunci bine ai venit, dacă tot ai venit. Pronumele. Călin Surupăceanu. Surupăceanu? Semn bun, până avit aici să construim și începe cu Surupăceanu? Te-ai și găsit șeful cu numele ăsta. Păi luați-o și noastră, altfel. Poftim? Ziceți că mai și surpăm, ca să putem construi. Păi ce dracu să surpăm aici? Unde vezi dumneata că ar fi ceva de surpat? Dar vezi că ai ceva nivel. Vârsta? Cam 22. Ziua, luna, anul, locul nașterii? 13 mai 1938, anul de vârf al capitalismului. Așa ne-a spus în armată. București, în Popanan. Asta cum? Și în plin capitalism, și popă, și pe 13. O să ai un dosar... profesia. Zic să lăsați loc gol. Ce să fac? Deocamdată... Pe aici e vorba de o fișă. Trebuie să completate toate rubricile. E vorba de fișa dumitale. Mai importantă decât persoana dumitale. De cine jucăm cu cadrele? Profesia. Păi știu eu. Trece și noastră, viitor electrician. Poftim? Sau instalator de înaltă tensiune. Cu viitor, mă? Care viitor? Păi așa bine. Stai. Ce ai lucrat dumneata până acum? Carte de muncă n-ai avut? Am vopsit acoperișuri și turle de biserici. Lași-te-i fără chestii de-asta. Ce-ai făcut, mă? Toașul Vasile. Să fie clar și să rămânem prieteni. Mă tutuiți, vă tutuiesc. Mai întâi să-ți iei o diplomă de inginer și pe urmă... Poate o să-mi iau. Antecedente penale. Ce sală? Condamnări ai avut? Nu, doamne. Nici înainte de 23 august? Ce-i de râs? Numele părinților. Ioana și Mărin. Avere, imobil, pământ, ce meserie? Creator de ciurele, independent. Adică de capul lui. Ciurele? Ce sală? Ciurele? Nu știi ce-s alea, ciurele? Alea de vine de săvâră în gulgută. Ce, mă? Nu, mă. Adineori va mai rugă. Păi dumneavoastră inginer și nu știți? Aha. Păi să vă explic. Gulguta e aia de se leagă la concafazor. Ca să răsucească țușpringerul în farfuză. Dacă n-ai, ștărangul. Faci pe șmecherul cu mine. Se vede că te-a recrutat șeful de pe biserici. Ești al dracu? Eu zic să treceți asta la semne particulare. Și la ăștia tot dumneavoastră le-ați făcut fișe? Hai, lasă. Treci și semnează. Știi să scrii? Am 7 clase și 2 de liceu. Și cu astea vrei să ajungi inginer? Dacă dumneavoastră ați ajuns fără ele... Să mă învățați și pe mine cum. Să fie cu noroc. Păi?
hai, hai, gata. Ia-o înainte. Lasă-ți ghiala. Ia-o înainte și mai număr odată 100 de pași în linie dreaptă. Am văzut că știi să numeri până 100. Și cum de nu te-au primit pe tine în organizația UTM cât ai fost în armată? Ceva neregulă tot a fost, nu? Păi nu v-am zis? Ne-au numărat de-n 2 în 2 și pe mine m-au sărit la numărătoare. Aoleu, ce moace au! Auzi, mă întreb ce o să te faci dumneata. Dacă o să ai atâtea fișe cât moși și strămoși au ăștia. Deocamdată asta este. O să avem timp să discutăm și mai târziu. De dormit o să dormiți în colonie. La cantină o să mâncați și de câștigat câștigă fiecare după când muncești. Și nu vă sfiți că mai târziu o să se găsească de lucru și pentru nevestă. Ei, uite că a venit și inginerul nostru, fotograful. Noroc. Noroc. Hai să facem o poză. Hai, hai și matale. Veniți toți în coace. Hai, tovarășul primar. Hai și voi din spate. Hai, toată lumea. Asta-i, mulțumesc! E, acum gata. Pentru astăzi am terminat. Ne vedem săptămâna viitoare la lucru. Noroc și sănătate! Cum ați? Nu. Atunci o să ne vedem la alegeri. Da. Aș vrea să vă rog ceva, tovarășe Mizina. Poate aveți un băiat mai tinerel. Pentru comisia electorală. Știți, e multă alergătură prin sate. Păi, dacă e cazul, la nevoie găsim pe cineva. Acum suntem cu Dulgheri. I-ai adunat pe toți? Am vreo 400, dar poate să ne vină mai mulți. Depinde acum cum îi plătiți. Mai de asta depinde. Vedeți că oamenii știu ce lasă, dar vor să știe la ce vin. Păi atunci rămâne cum ne-am înțeles. Dar să aduci cât mai mulți, că îi angajăm pe toți. Uite, trebuia să începem deja săpăturile. Noroc. Să trăiți. La revedere. Hai. Hai, Gigi! Ce, mă, ți-a pierit graiul? Ce e, suru, păcene? Nu-ți convine ceva? Băi, de ce, șef? Știam eu că nu o să-mi dai încă de la început un pistol cu aer de la comprimat să găuresc munții, dar nici să prim toată ziua de colo-colo scândură vărgată nu-mi convine. Aerea mai bine cu bidineaua pe tur la biserici. Bidinea, nebidinea, dar îmi pune tovarășul ăla, Nea Vasile, ăla, niște întrebări de... Bacă ce a făcut tata înainte de 23 august, bacă ce avere, bacă ce condamnare a avut, bacă UTM-ul, că n-am nivel politic. Păi bine să mă lase, domne, în pace. Că n-am venit aici să fac politică. A, asta era. Ia vino tu cu mine să vezi ce politică trebuie să facem noi. Acum, hai. Aritoare! Băi, gândea, hai! Thank you.
Pentru că pentru început ți-ar fi plăcut altceva. Hai, nu te mai mira, atâta că o să te lămurești imediat. Hai, Pavele! Pavele, Pavele... Păi ce faci, bă? Dormi în front? Bă, nu-și nu-i ciocat, nu te porți ceva șpion după noi. Pavele, Pavele... De săptămâna viitoare o să vină din ce în ce mai mulți oameni la lucru. Pe tine o să te pun șef de echipă. Stai așa! Și acum fii atent, pentru că ești cel mai tânăr, o să-ți acordăm onoarea să-mi bați primul țăruș. Ia ruleta. Hai! Viață, bă, surupăcene! Ia dă-mă ăla în coadă, dacă nu te ține tipota. Cu varușul surupăceanu, că încă n-am murit. Ia, la o parte, la o parte. Hai, hai să-l lăsăm numai pe el. Am auzit că în fabricile astea care o să fac aici, sarea de munte o să fie adusă prin țăvi păpită. Și tot pânțevi o să treacă apa și o să încălzească orașul. Am auzit că o să facem baie în pielea goală de bobătează. Bă, dacă tu știi, de ce mă mai întreb? Ce? Întrebam și eu așa. Lasă băi, Antime, că nu ești tu chiar așa de prost pe cât pari. Dar nici atât de deștept cât te crezi. Antime, pune mâna pe lopata aia. Așa, așa, surule. Nu-l slăbi deloc. Asta e în stare să o întindă până în primăvară și să mănânce banii statului de pomană. Ia de bă o țigară. Păi dom'l. Auzi, Căline? Vezi că au venit unii de la televiziune și te caută. M-a trimis la Vasile să te iau urgent. Pune-mă mâna pe lopată, mi-ai auzit? Ce dracu vor ăștia? Ce-o fi găsit de filmat aici? Prinde-o? Așa?
Ne mai schimbați între voi, să fie bine? El. Tu? Ia o bluză. Trebuie să fiți frumoși când de la televizor. Și nu rupeți etichetele, le ascundeți. După filmare le dăm înapoi la magazie. Hai, tovarășul Zurupăceanu, ce vrei să te aducem cu mașina mică? Ce naiba? Hai, tovarăș, hai! Hai! Fiecare la locul lui! La groș! Și lucrează toată lumea, haideți! Fiecare la groapa lui! Haideți, tovarăș, haideți, să vă filmăm pe toți, hai! Hai, tovarăș, mișcare, mișcare, mai multă mișcare, nu stai, hai! Hai și dumneavoastră de acolo, haideți! Și cei de acolo, haideți! Filmăm primul țăruș! Tovarășa! El este! Îmi pare bine! Poftiți, veniți cu noi! Fugi! Dânșii au venit să filmeze începutul șantierului nostru. Adică, cum am început-o noi de la primul țeruș, înțelegi? Păi de ce n-ați venit atunci la început? Dracu mai știe unde o fi țărușul ăla. Lasă, tovarășul Surupăcean, reconstituim. Nu contează unde a fost, e un reportaj. Hai, tovarășul Surupăcean. Ce să reconstituim, tovarășa? Tovarășul Surupăcean. Păi cu ce mai acoperim copilul ăsta? Hai să vă pun mână de ajutor la oamenii ăștia. Reconstituim și gata. Am vorbit și cu conducerea, e de acord? Reconstituim, ce mare lucru. Bate un alt țăruș. Au dânsii țărușul lor. E filmare. Trebuie să înțelegem. E o chestie simbolică, tovarășul Surupăcean. Și să reconstitui, tovarășul. Vreau, Vasile, dar ce-am nebunit? Hai, băiete, cu țărușul ăla. Hai, stai. Cum o să mai bat odată un țăruș? Poftiți. O să ne dați un interviu. Vă spunem noi ce să ne spuneți. Lăsați-vă, domnule, de chestii de-astea simbolice. Vreți să ne televizați? Filmați ce se vede. Avem noi timp de... Tovarășa! Tovarășa! Stai așa, nu știu. Dau eu declarația și bate-o și țărușul dacă mă televizați pe mine. Stai, dule! Bate-o țărușul, tovarășa! Poate fi membru al organizației Uniunii Tineretului Muncitoresc? Orice tânăr între 14 și 28 de ani, cetățean al Republicii Populare Române, care cunoaște statutul UTM, activează într-una din organizațiile sale, se supune cu hotărâre... Se supune tuturor. Se supune tuturor hotărârilor Organizației Uniunii Tineretului Muncitoresc? Muncitor. Muncitor. Și... Plătește. Plătește cotizația de membru. Fiecare membru UTM este obligat să fie exemplu muncă învățătură, să studieze marxism-leninismul, să-și însușească și să se... Cu perseverență. Cu perseverență. Știința, tehnica, cultura. Cultura, tehnica. Cultura. Da? Cultura, tehnica. Să-și perfecționeze calificarea. Necontenit. Da? Necontenit. Să-și perfecționeze necontenit calificarea. Și să-și pună toată puterea... Calificarea sa profesională. Calificarea sa profesională și să-și pună toată puterea... Toată puterea sa fizică și intelectuală? Păi da, în slujba construirii socialismului. În slujba luptei pentru construirea socialismului. Nu-i inventa, surule, și nu te abate, că o dai în bară. Mie să nu-mi schimbi un cuvințel, auzi că nu ține. Dai mâine peste unul căruia îi place să se dea mare, te interpretează și iar te trezi sări la numărătoare. Bine, hai să trecem la drepturi. Lasă drepturile. Ia să-mi spui mie, tovarășe Surupăceanu. Ce aveți? Vă găsi politica acum miez de noapte. Ia du-te, bă, și te culcă. Hai. Cu ce? Hai cu îndatoririle, că ne apucă dimineața și mie și mie somn. Da, păi să fie cinstit, drept, curajos și modest, să-și însușească învățăturile marxist-leniniste, să-și însușească și să aplice în viață principiile moralei proletare, moralei comuniste.
5 bolnavi la pat. Sunt toți aici. Probabil or mai fi vreo 3 babe suri de sus în ploaie, dar nu merita să urcăm până acolo. Mai trecem la absență. Nu așa, măi, tovarășe Surupăceanu. Trebuie să voteze toți. Îi așteptăm să vină, că doar de-aia suntem aici. Păi așa ar mai fi de venit, dar majoritatea au votat. Avem o participare de 99,97%. Păi și de ce nu începe numărătoare? Hai, fă, acum să vine, că oamenii ăștia după tine s-a putea Ambrozie în scutece până acum. Bine te-ați luat, Maria, tactu sau Ambrozie? Ce faci, ce fă, tactu, că azi alege? Închide cu cine? Din păcate, le uscă cine? De ce să fie? Că-i Ambrozie rost de băut. Nu-și lase în somn, dar de la Hai, fă, du-te acu, ce faci pe rușinul ăsta? Hai, fă, Marie, că poate te punem de trudar. Cum te cheamă? Maria. Și mai cum? Petre Maria. Ai buletin? Știi pe cine alegi, nu? Poftim. Dar nu plânge, nu plânge. Uite aici, aici un buletin de vot, cu care intri în cabina de acolo. Dar nu plânge, că nu te mănâncă nimeni. Și ștergi un nume și îl păstrezi numai pe cel pe care îl vrei dumneata ca deputat. Ai înțeles? Da. După aia împăturești, uite așa, să nu se vadă ce ai votat, că votul e secret. Să-l văd din crăpătura de acolo. Atât. Înțelegi? Bună ziua. Asta e fata cu povestea aia. Ce poveste? Treabă destul de urâtă. Nici dracu nu mai descurcă pe nenorocita asta. A dat-o taică-s-o pe mâna unuia care este însurat. Unul Ambrozie Cazaciuc. Ăla i-a trântit și un copil. Acum o ține pe lângă casa lui. Iar el se plimbă ca un cocoș printre găini. E adevărat? Spune-mi dacă e adevărat. Vrei să rămân așa? Te bate? Te bate? Cum te bate? Dar vorbește fată, că doar nu ești mută. Ne cocodirișcă peste ochi. Și mă trage de păr și cu pomne și cu picioarele mă lovești. Nu știu ce să mai fac, domne, că aș muri. Mă uit în oglindă și în milă de ochi să-i văd sub pământ. Nu mi-a venit și mie norocul și mintea mai devreme ca la alte fete.
Toți râd de mine, de aia n-am vrut să vin aici în sat. Mi-e rușine de oameni. Acum hai, lasă plânsul. Unde e ăla? Cine? Ambrozie, paznicul ăsta, cum îl cheamă? Acasă, sus în sat. Și acum te duci la... Pe unde să mă duc? Mama e vite că mă omoară. Tata, ce să mai vorbesc, că toate ziulica stă la bufet, la gară, la prin forestier. Bani să bea n-are și atunci îi dă el, Ambrozie. Bine. Atunci du-te acasă acum. Și să nu pleci mâine. Vin eu și eu. Nu te duce, domnule, că te bate, te taie, pe oricine se apropie de mine, bate. E turbat rău. Chiar așa? Lasă că mai vedem. Alo! Cum putem ajunge la casa lui Ambrozie Cazaciuc? Păi de ce ați venit până aici? Mergeți înapoi și o luați la stânga. Al naibii să fie care înțelege. De ce vrei să te vâri în viața ei? Că vorba aia, afacere de bine, dacă ai căzut în rahat, stai acolo cu minte și să nu ciripești. Cum mă, Costică? Tu ai indicat la numai câțiva kilometri de șantierul nostru să existe brutalitatea și nesimțirea unuia ca ăsta? A, ți-a căzut cu tronc fata. Spune așa, de-aia te bagi. Nu-i vorba de asta. Parcă în viața ta sau a mea nu s-a băgat nimeni. Dacă nu mă vedea inginerul Dan cățărat pe biserică, vopseam și acum la acoperișul. Fii atent. Mă lași pe mine să vorbesc. Tu te arăți numai așa să vadă că n-am venit singur. Nu seri decât când zic eu seri. Alo! Dumneavoastră, pe cine căutați? S-a primit o reclamație împotriva numitului Cazaciuc. Ambrozie, cine? Dar ce-a făcut Ambrozie? Eu sunt Ambrozie. Ce reclamație? Mai mulți locuitori din comună declară că trăiești în bigamie. Și deși ești însurat, ai mai adus în casă cu forța o fată cu care ai un copil. S-o și basca să stea. Toarnă. Toarnă, n-auzi? Ești pasibil de închisoare de la 5 la 8 ani. Dai o declarație că ești tată nelegitim al copilului. Păi am recunoscut copilul. Gata, e al meu. Ce mai vreți? De ce stai? Ad apă! Ai spus o vorbă pe care n-am înțeles-o. Trăiesc cum? Omul care trăiește cu două femei sub același acoperiș se face vinovat de bigamie. Dacă o ții pe fată la dumneata cu sila și zici că recunoști copilul așa cum știe tot satul, dovada bigamiei s-a făcut. Dar dumneata cine este? Noi suntem de la Comisia Electorală și în ceea ce mă privește, persoana dumitale nu mă interesează decât dacă are de-a face cu cetățeanca Maria Petre. Oamenii au sesizat procuratura. Și cazul ne-a fost predat nouă spre a-l rezolva. Depinde ce răspuns dumneata. Dar depinde și ce zice fata. Avem declarații de la martori care te-au văzut cum o băteai cu codirișca de la bici și cum o trăgeai de păr să vină după dumneata la bufet. Spune, domnișoară, n-ai vrea să vii la noi pe șantier să te califici? Să înveți o meserie. Și copilul? Dar tu, Ambrozie, o lasă plece? O să iei și copilul. Nu, copil să-l crească ei, că ei m-au vândut. Auzi, Costică! Trebuia să-l batem, domnul! Păi de ce nu mai lăsa să-l joc în pun? Ți-l vindecam eu de bigamie.
că am venit nechemat. Ăsta e atac împotriva forței publice. Te-ai mai învârtit de vreo trei ani de pușcărie. Lasă-mă, tu nu vezi că o caută cu lumânarea? O să mănânci o bătaie acum, nene Cazaciuc, de o să mă ții minte. Care-i cu tine la el? Tu nu te băga! Stăm de vorba acasă! Xilor, ce ai pățit! M-ai lovit! M-ai lovit un hicat! Adică m-ai lovit! Ce-ai dat unul unii mei plături? În cale, că fac și mai urât. Ăsta o fi cotonogit mulți la viața lui. Dacă nu scotea cuțitul, nu-i făcea mai nimic. Dar să știi că adineori când îl strângeai cu cureaua, o cam băgasem pe mânecă. Dacă-i plăzdea vreo fână. Aiurea, gât de bivol. E, acum șefule să te văz dacă-mi faci cadou o curea. Și când? Bine, domnișoare. Deocamdată o să lucrez la cantina șantierului, de acord? Bine. Și acum caută-l pe tovarășul Vasile și adică nu, mai bine, lasă că am să-i spun eu despre ce e vorba. Iar mai târziu, dacă o să vrei să te califici, așa cum te-a sfătuit prietenul meu Călin, și n-ar fi rău, o să mai vedem. Am să-ți acord tot sprijin. Ia ascultă-mă, cu ce ai de gând? Cu cine, cu asta? Nu, cu Nuții. M-a rugat sorana să-ți aduc aminte că i-ai promis ceva. Eu? Dar cine? Bagă de seamă promisiunea dată. Nu, dar ce-am... ce-am făcut, ce-am promis? Nu știu. Te privești. Nu mi-a plăcut niciodată să mă amestec în problemele personale ale oamenilor. Dar oricum, trebuie să fii cu băgare de seamă. Din păcate, mai sunt destui care își vâră nasul în viața altora. Pe dragul vigilenței sau a unor principii înțelese anapoda, ca să zic așa. Să știi că și dragostea are uneori rubrica ei fixă în dosarele de cadre. Până nu demult, trebuia să fii foarte prudent. Când, de ce și mai ales pe cine iubești. De ce? Eu nu te-am adus aici ca să te fac băta peste târnăcoată. Așa că mâine predai echipă. Nu mai aveți nevoie de mine? Uite ce ai de făcut. Poi mâine cu primul tren, pleci la ea și te prezinți la școala de calificare pentru energie-electricie. 2 ani, nu mă cunoști, nu te cunosc. După aceea, dacă o să ai chef, dai examen la facultate. Ce, te supără ceva? Ai vreo reținere? Ca să fiu sincer... Cine, fata asta? A, Iurea, nu-i nicio chef. Bun, atunci suntem de acord. O să am nevoie de specialiști buni. Până vii tu, uzina va fi gata. Orașul aproape ridicat. Dacă nu o să vrei tu să rămâi, atunci poți să pleci când vrei. Iar a sosit ceasul meu cel mare? Păi iar? Mi-ați mai spus dumneavoastră odată că a fost. N-a fost. Deocamdată poți încă să mai crești în vrei. Vorbim peste 2 ani. Deci,
se consideră o linie electrică trifazată care îndeplinește condițiile de omogenitate, simetrie a sarcinilor și simetrie a surselor. În aceste condiții, linia electrică poate fi reprezentată printr-o schemă electrică echivalentă monofilară, în care, în punctul A, se aplică tensiunea UA0. Se cunosc curentul absorbit de consumator, deci IB, și tensiunea aplicată în punctul A, tensiunea pe fază aplicată în punctul A. Se cer tensiunea la consumator, deci UB0 și IA. Pentru rezolvarea problemei, este necesară construirea diagramei fazoriale a circuitului electric. Circulând de la A spre B, curentul în linie I produce o cădere de tensiune. Măi, n-auzi? Tu pricepi ceva? Cine așa greu? RI, cine mă s-a pus să pricepă atâtea chestii și o cădere de tensiune reactivă, reprezentată prin fazorul... Practica contează, bă! Practica, nu... Suma fazorială a acestor căderi de tensiune... Dar pe matale, cine te-a trimis aici? Căderea de tensiune la chinul ăsta. Totală pe faza delta UAB0. Te-a pistonat careva? Auzi? Ca să ajungi șef peste alții, numai cu dosar și originea care te-a născut, nu o să prea țină. Hai mă, băieți, mă, mai repede! Mulțimea toată la mine! Hai, adunarea! Hai mă, mai repede, mă, mai repede! Pasă alergător! Pasă alergător, am zis! Ia și tu de acolo, vină-o cu acea, vină-o cu acea! Băi, fraților, băi! Fiți atenți! Știe careva ce e masă? Masa e masă când mănânci presăturate! Nu masa ca haleală, bă, masa ca noțiune științifică! Fiți atenți aici! Nu este nimic extraordinar, nimic fenomenal, totul este pe bază de îndemânare de mână din partea noastră și nebăgare de seamă din partea voastră, fiți atenți. Se scoate întâi capacul, apoi ușor, cele două fii. E, și acum o să vedeți ce e aia noțiunea de masă. A, și ia vină un coace, ce faci tu acolo? Hai, mai repede! Tu nu mergi în școală, mă? Ia de țigara aia încoace, mă. Dă-mă țigara. Vino încoace, hai. Fumezi în școală, ai? Bravo, mă, bravo. Asta e noțiunea de masă, mă. Dacărine! O scrisoare! Ce-i asta? Acu' ai primit-o, e pe numele matare. Poți să stau și eu jos aici? Da. Nu mănânci? Nu, am mâncat înainte. Scrie mereu? E logonica matale? Tu l-am guarit-o în păpușoi. Alte chestii cu fata asta. N-are pe nimeni, mă. Am scos-o eu cu forța din mâinile unuia care habar n-avea pe ce lume trește. Și acum? Se ține ca gaia, Mațu. Dacă nu o să plec de aici, nici nu o să mă mai recunoască. Dacărine! Dacărine, ai o scrisoare! Opa! Gherișu-i! Auzi, lasă de chestii din astea că te dă afară și de la grădiniță. Văd că scrie Gagica, nu se încurcă. Nu prea te omor tu să-i răspunzi. Oricum, nu-mi poți spune mie că nu prea ții la ea. Chestii de-astea nu știi niciodată cum e bine.
Aiurea. Doar nu vrei să spui că i-a picat cu tronca așa din... Adevărul e că m-am cam amestecat eu niște treburi din viața ei. Dar fără niciun interes. Acum uite. Dracu știe ce-o fi în capul ei, că din dragule și iubitule nu mă mai scoate. S-o fi apucat să citească romane de dragoste. Lasă băi, Căline, că dacă ar intra acum gagica pe ușă, nu ți-ai mai încăpea în piele de bucurie. Nu vezi, mă, că ești prost? Ha. Nu zic că n-aș vrea să o văd. Aș fi chiar curios. Numai că în vacanță aș vrea să trec și eu pe la București, pe la ai mei. Nu ai mai văzut? Eu să fiu în locul tău, aș pica peste ape neașteptate la drum de seară. Pe șest, așa. Să văd ce-ar face. N-am eu timp de chestii de asta. Am alte planuri. Nu vreau să fac de râs un om care m-a trimis aici. Și care știe că mă țin de cap în... Neacăline! Hai, Vasilică, e rău! Ce s-a întâmplat? I-a legănat de Mocean un fir de la priz de la lanțul de la closet. Vasilică, mă! Hai să-l scoatem de aici! Hai, puneți-mi! Hai că opri din hără mașină! O să-ți dau acum o mamă de bătaie, dă-mă ce ne... s-o ții minte toată viața. Bine că avem martori. Să spune de ce ai încasat-o, nu de altă, dar... știu că ai obiceiul să torni. Să-l învățăm minte, să nu-și mai bată joc de aia mai slab ca el. Da-ți! Să știi că dacă moare Vasilica, vin după tine la pușcărie și te bat cu mâna mea până te omor. Ar trebui să te dau pe mâna procuratorii chiar acum. Uite, ai o scrisoare.
Măi, fate, măi, fate, stai că ne vede lumea. Au, au! Ce chestie! Salut, puștule! Numai copiii se bucură în halul ăsta și sărut așa. E la sus, te învăț eu odată chestia asta. Bine ai venit, dacă tot ai venit. Fanfara încă n-avem, de bărbierii mă bărbieresc numai sâmbăta, așa că asta e. Da, curios. De unde știați voi că sosesc tocmai azi? Da, da, uite-te la mine, uite-te la mine. Sunt om serios în toată firea. Nu cred în telepatie și tot m-am lăsat convins. Hai! Pe tine te-a convins că erai de față. Dar pe mine înseamnă că precis m-a adus prin telepatie. Iar până nu m-am văzut în tren, n-am avut liniște. Una că... Ce mama dracului, mă? Ați construit un oraș și n-ați fost în stare să trântiți o gară nouă. Auzi? O fi lucrat cu chimicale de la laborator. Persoană periculoasă, spun eu. Fii atent, fii atent. Ce-ai făcut, mai flerat în biserică de te-au retrogradat pe IMS? Ia mai termină, bă, că habar n-ai. Păi la mașină nu e cum crezi tu. Cu cât e mai mică mașina, cu atât ăla cu este mai barosan. Ce, ai văzut tu, de exemplu, vreun ștapă basculantă? Mai bine zic că fraier m-ai lăsat, fraier am rămas. Cine te mai lua pe tine de la gară cu mașina mică pe gratis la ora asta? Păi ce văd eu aici, e oraș în toată regula, nene. Asta e. Nu credeam că mai vine și clipa asta. Nu-ți place? Da, de unde ai luat tu toate astea? De unde? De la magazin, de unde se le ia? Da. E puțin probabil să le fi luat din altă parte. Dar cu ce bani? Rate le-am luat. Da. Rate. Nu-ți place? Da, ba da. E o cameră foarte serioasă, e o nebunie. Hai, lasă, că să-ți omobilezi tu mai bine pe-al ta, poate o să-ți dea ție o baie. Da, pe trei sferturi ca un putinei. Ia auzi. Parcă de când te-a făcut maică ta numai în băi lungi te-ai scăldat. Ce chestie. Dar cu robinetul ăsta, ce mama dracu e? Cine l-a montat așa? Nu curge nici în piuvete, nici în cadă. E ultima invenție. Dacă îl împingi într-o parte, curge în cadă, dacă îl împingi în cealaltă, curge în chiuvetă. Asta ca să se facă economie. Cred că la cu invenția a luat și un premiu pentru asta. Mă, fătuță, vreau să te întreb o chestie. Da. Spune-mi, bărbații din orașul ăsta sunt chiori? Dar de ce? Păi să zicem că dacă nu te-a făcut niciunul să-ți pierzi capul, atunci măcar să-și fi pierdut careva pe-al lui. Tu nu te uiți în oglindă? Ba, mă uit, dar nu ți-am scris că n-am avut ochi decât pentru tine. Nu-ți pare bine că te-am așteptat? Ba, nu să-mi spui că te-ai făcut așa de frumoasă numai pentru mine. Mai ales în rochița asta, care e o nebunie.
Nici n-am cuvinte să o laud. Avarie la transformator, era să se rămână aer toți. Urgent, domnișoară, vă rog frumos. Tovarășe Dan, repede la uzina electrică, avarie. Alo! Alo! De ce nu mi-ai spus că ești incapabil? Că nu ești în stare să ții în mână o secție, tovarășe inginer, să faci un lucru pe care orice electrician poate să-l facă? Știi ce se putea întâmpla? Mă țineți aici 10 ore! Dacă mă țineți aici 10 ore, fac și ore suplimentare, fac și gardă, fac și... Lăsați, tovarășul inginer, și noi stăm 10 ore, dar nu ne ia Dumnezeu mințile, trebuie acuplat treiul. Pe linia 2 lucrează băieții, pe stâlp. Dacă nu se prăjea transformatorul, cădeau ca muștele. Auzi? Paștele mătii de inginer, cu originea ta sănătoasă cu tot și cu aia care s-au dat examenele, să pierzi de mătii mei. Tovarășe inginer, v-am spus, stau aici de 10 ore. N-am primit nimic decât o indicație verbală. Și vrei indicație scrisă? Ca să nu-l confunzi pe 2 cu 3, tovarășe inginer. Marș afară, până nu chem procuratura! Ai văzut? Catastrofa era la un pas. Puteam să sărim în aer cu combina cu tot și dobitocul cu ăsta, vrea indicații scrise. Dumneavoastră ați fost prea calm. Eu l-aș fi călcat în picioare. Păi ce ăsta e, inginer? E, inginer pe punct. Din păcate nu trăim în cultul profesiilor. Nenorocirea e că nu e singurul care are o diplomă luată pe meritele lui Tasso sau pentru cine știe ce activități care n-au nicio legătură cu meseria. Mai există încă și mentalitatea că dacă elevul sau studentul e bun și pică la examen, nu e nevinovat, ci vezi, doamne, profesorul. El trebuie sancționat, pedepsit, retrogradat și atunci cum să scap de proști? Bă, bagă bine la cap dacă vrei să mergi mai departe. Pe viitor, tehnologiile o să schimbe la 2, la 3 ani, dacă nu mai curând. Numai că nu trebuie să dai buzi la cafata mare la măritare. Fiecare lucru își are timpul lui și noi câteodată greșim foarte tare, grăbindu-ne. Am dat și eu în școală peste câțiva zevzeci din ăștia, care credeau că dosarul și originea care i-a născut o să le țină loc de diplomă. Dar uite că nu le ține deloc. Acum să știți, cu dal de ăștia sau fără ei, la socotarea finală tot noi o să ieșim în câștig. Mai zic câte unii care cumpără câte o fabrică, după care le arde buza să producă. Pun specialiștii străini să o instaleze, o bagă în probe, le zic că lor le-au instalat-o, iute, iute, adio și n-am cuvinte, și cheamă-mi vasele din chilie să-i dea ordin. Ia urgent în primire și dă-i bătaie. E ca și cum te-ai curcat cu o muiere și după aia îi zice, mie îmi naște urgent. Ia că cârcă, măr, la 9 luni, ce la 9 luni? N-am timp să aștept atâta, mie sare etapa asta, vreau mâine. Aluzie la subsemnat. Nu râde, că nu-i de râs. Am eu un prieten istoric. Când eram la armată mi-a spus, băi Dane, românul are o armă extraordinară, fantastică, ca un pumnal cu două tăișuri. Râsul, glumă. Numai că ce nu știe ele, că de câte o râde e pe una din muchiile cuțitoare. Dar tu când ai venit? Unde ai dormit? La o cunoștință. Am eu o prietenă, Maria. O știți dumneavoastră. Lucrează aici, la laborator. Ah, Maria. Petre Maria. Fii atent. S-au ținut mulți pe aici de capul ei, dar degeaba. Fii atent, te-ai amestecat în viața ei și...
Parcă dumneavoastră nu v-ați amestecat în viața mea? Fii serios. Toți suntem niște intruși în viețile altor. Important e să o facem cu bună credință. Te-ai moștenit-o de la strămoși? I-am mai văzut eu pe unii la televizor. Omul a arat și femeia cu legăturica de mâncare. Ce chestie? Eu foame. Mi se pare mie sau... Tu te-ai cam îngreșat. Dar ce-i cu tine? Ai negazul la servici? Hă? Te-ai certat cu cineva sau... S-a legat cineva de tine? Hă? Sau ți-o fi dor de ambrozie, hă? Ar fi culmea.
Maria! 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 Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Trebuie să mă ales, cred că am leșinat un pic. Uite ce e. Să știi că nu-mi place cum te-ai purtat adineori. Iar dacă asta e noua ta metodă ca să-mi arăți că de mult mă iubești, una că eu nu sunt amator. Iar a doua că... că nu-mi vine să cred că nu s-a întâmplat ceva. Tot aflu eu. Tovarăș Surupăceanu. Tovarăș Surupăceanu. Prezent. Ești prezent, dar nu prea ești. Dacă ai fi, n-ar trebui să ne amestecăm noi și să-ți arătăm cum trebuie să te porți cu tovarășa Maria. Sunt inginera Polichronia de... Călin Surupăcean. Vreau să-ți atrag atenția cu toată seriozitatea. Că-ți da joc de ea. Interesant. Da. Da. Foarte interesant. O să mă gândesc și... o să trag concluzia. E o chestie. E o chestie. Ascultă, nu crezi că ar fi mai bine să zbor din combinat? Ce fi de râs? Felul ăsta scapă și ea de dumneata, nu? Așa-l face un adevărat cavaler. Poate găsesc eu o soluție mai bună. Și pe urmă cum să zbor? Păi nici n-aș putea. Dar că ursul joacă cum îi place. Nu știu dacă știți, dar eu am bătut aici primul țăruș. Te previn că eu am și alte metode cu care te-aș putea convinge. Să știi. Înțeleg. Înțeleg că dragoste cu Sila nu se poate. Bine, atunci de ce nu-i spui? De ce? Sau îți place să lași lucrurile așa încurcate cum sunt? Da? Cu ce o încurc? Că vin la dumneavoastră și mă interesez de starea ei? Adică chiar nu-ți dai seama de ce este așa de distrusă? Nu? Distrusă? Cum adică distrusă? Că mă iubește? Ia uzi. Dar la situația ei nu te gândești? E însărcinată. Așteaptă un copil. Știi că așteaptă un copil. Ia loc, Surupăcean. Tovarășe, Surupăcean, că doar n-am murit. Ce faci, mă, Antime? Care-i chestia de m-a schemat voi în timpul orelor de producție? Hai, lasă, lasă. Ia loc. Mulțumesc. Stau în picioare. S-a primit o reclamație. Cum că ai trăit în concubinaj cu o tovarășă, salariată din combinat, Petre Maria, pe care ai lăsat-o chiar gravidă. De ce te râzi? Ce găsești de râs? Mi-am adus aminte. Cum țineai tu morții și atunci să vorbești la televizor și să te filmeze și pe tine, Ian, o pingi. Băi, uite ce e.
Noi te-am chemat aici ca să-ți punem în vedere că trebuie să-ți schimbi atitudine, comportamentul. Că de nu te trimitem la mama a dracului. Să urli singur, tocmai sus la cornul Capri. Care noi, mă? Antime. Eu nu te văd decât pe tine aici. Și zici tu să mă urc eu acolo sus pe munte. O să mă urc. O să mă urc că tu n-am apucat să-l văd. Dar nu așa. Să mă trimiți tu pe mine să urlu ca lupii. Doar nu sunt prost la cap. Noi îți atragem atenția că o să te punem în discuție pentru abateri grave de la morala noastră proletară. Și o să fii aspru sancționat. Exemplar. Păi dumneata, unde crezi că te trezești aici? Într-un combinat, la temelia căruia eu am bătut primul țăruș. N-ai vorbit tu în locul meu la televizor? Cred că ți-aduce aminte. Și crezi că asta îți dă dreptul să-ți faci de cap, tovarășe Surupăcean? Nu. Nu, tovarășe Antim. Asta îmi dă dreptul să muncesc și să fiu respectat. Adică să nu las pe nimeni să-și vâre botul în viața mea personală. Ce meserie ziceai dumneata că ai la ora actuală? Asta nu te privește pe dumneata. Pariezi cu mine că n-ai nicio meserie calificată? Altfel n-ai vorbit cu mine așa, care am una. Și pe care nimeni nu are dreptul să-mi o ia. Îți garantez eu că o să te duci să-ți practici meseria la mama dracului. Într-un sat cu noroiul până în gât. Să te ocupi acolo de electrificarea comunei. Hai să chirmă. Păi de mă, Surupăcene. Trebuie să înțelegi, chiar dacă nu-ți convine, că legea e una și pentru tine și pentru unul ca Ambrozie. Ăla care o bătea pe Marie. Și încă ceva. Mă tem că sictirul ăla o să te cam custe. Adică cum, tovarășe inginer? Fără să mă întrebe și pe mine, gata. Pus în discuție, descalificat, dușman al poporului, criminal de război, deghizat. Omă, nu te aprinde așa, mai bine spune ce ai de gând să faci. Ce să fac? Dacă încep de ăștia de-al de-a-n timp cu chestii de-astea, nu poate să iasă nimic bun. Cu porcării de-astea... Lasă că nu te bate vântul pe tine chiar așa de ușor. Acum fii atent. Am intervenit să ți se repartizeze urgent un apartament de două camere. Te însor cu Maria și o iei la tine, că toată povestea a început de la unii care puseseră ochii pe camera ei. Așa că lichidați acolo și tu vezi de treabă. În 48 de ore spui ce ai hotărât. Pe urmă vii și ții cheile. Va fi cadoul nostru de nuntă. Să inginer zău. Să-mi faceți tocmai mie una ca asta. Nu zic să-mi fiți naș, că mă lagoslovește Costică. Oricum ați nășit destul. Dar oricât. Am arvunit și cabana. O să fim noi și ai noștri. E o frumusețe acum pe munte. Hai zău. Dacă nu veniți, am în nunta.
Nu te refuz, mă, să rupă cele. Dar tu spun drept, am crezut că povestea asta cu muntele, cabana, e un banc, o glumă. Ce glumă de glumă mi-ar de mie acum? Că, ba, cu școala, ba, cu treaba, n-am apucat să văd și eu muntele. Măcar acum când mă soar să-l văd. Hai zău. Și dacă faci febră mușculară, tu mai noaptea anunți. Ce o să crea lumea asta? Contați pe mine. Să-i tai veche. Păi ce ea nu urcă? Facem febră amândoi. Mă, uite ce, hai. Eu fac tot posibilul. Dar vezi și tu că i-am pește cu ancheta pe cap. Dar-i duminică. Păi ce, ăștia au sărbători cu anchetele. Ăștia lucrează și duminica. Sunt băieți vrednici, mă, lucrează în schimbul 3. Uite, dacă nu veniți, să fie al dracu care nu rămâne pe munte. Rămân pe munte și mă fac cabania. Hai zău, veniți. Bine, mă. Veniți. În orice caz, să fie într-un ceas bun. E, ce-a zis? Bine, cred că vine, așa a zis. Are acu pe cap niște tipi cu ancheta aia, povestea de la transformator, dar vine. Nu e omul care să mă lase la greu. Atunci e bine. Hai să merg. Oprește! Stai așa! Oprește! Ce-ai, mă? Dă fuga repede până la intervenție sau la protecția muncii, să vină careva urgent. Dă-mi mască de gaze? De unde să am eu mască de gaze? La ce s-a întâmplat? E unul băgat în rezervor, domne. Cred că a intrat să-l curățe, că de căzut n-avea cum să cadă. Nu mai vrea gaciul să iasă afară. Cum nu vrea să iasă? Păi ce-a nebunit? Nu știu, cred că-i beat. Ori când încap sticlețe de la gaze. Stă pe fundul rezervorului și fluieră. Și de ce nu vă băgați unul să-l scoateți? Până vine aia de la protecția muncii? Păi pe cum să intri, domne, că acolo sunt gaze de la reziduri, domne. Dacă mai stă mult, o mierlește. Băi! Ești mai afară, n-auzi? Alo! Uite, domn, are și frânghii, are și scară și nu vrea să urce. Stă acolo și fluieră. Băi! Domnule, v-a spus, ori beat, ori nebun. Dacă ne mai uităm mult la el, o mierlește. Chemați-i pe aia de la intervenție. Și salvare. Să ieșim de aici cu Mirlina.
Să nu te sperii. A avut noroc că nu i-au ars ochii. Trebuie să fii calm. Să te stăpânești. Maria. Doamna Sorana, ți-e rudă? Nu. Bine că ai fost legat acolo sus de frânghie. Altfel... Altfel ce? Altfel... Mă ștergeau la morgă cu spirt. Upa! Doamna Sorana n-are nicio rudă. În orice caz, are foarte mulți prieteni. Și cu domnul inginer Dan e foarte bună prietenă. A fost actriță. Cum adică a fost? A fost. Acum nu mai este. Se pare că au dat-o afară. Am auzit eu o discuție cu un prieten, un domn Horia, într-o seară când s-au adunat mai mulți, că i s-ar fi oferit la teatru un rol și că ea a refuzat să-l joace pe motiv că nu se potrivea cu convingerile ei. Politice? Politice. E gata. Ce ochi frumoși ai, domnișoară. Nu sunt domnișoară. Și stai liniștit dacă vrei să nu te dau afară. Doar nu vrei să spui că ești altceva decât ce-mi văd ochii. În fond, nu ne interesează ceea ce credem. Nu te teme. Știi cum mă simt acum? Ca atunci în copilărie. Când m-au dus niște băieți într-un lan cu grâu. Să căutăm nu știu ce cuib de pasăre necunoscută. Cum ai ajuns aici? De unde ai aflat? De la domnul inginer Dan Mihăilescu. I-a spus doamnei Sorana. O clipă, tinere. Știam că ai să-l urmezi pe Dan, chiar din clipa în care el ți-a propus să plecați împreună.
Oameni ca el și ca dumneata sunt mai atrași de vraja necunoscutului decât de certitudine. Aș vrea să cred însă că hotărârea de a-l urma ai luat-o singur, cu capul și cu mintea dumitale. Pentru ca mai târziu să nu te trezești că ai lăsat pe altcineva să gândească și să hotărască în locul dumitale. Prietenul nostru, Dan, este un om profund cinstit. Și tocmai de aceea, eroarea lui este și mai înspăimântătoare, pentru că ea pornește din adâncul unei credințe. Nu-i momentul acum să discutăm temelia acestei credințe și nici cât de vulnerabil va deveni adevărul ei în timp. Să știți că dacă m-am hotărât să plec, pentru că așa vreau eu, așa mă trage pe mine ața. Nu că la mine ar fi vreo chestie de credință. Credința, dragul meu, e piscul cel mai înalt la care poate ajunge sufletul unui om. Dar și idealul cărei sacrifici credința și tot ce e mai bun în ființa dumitale e foarte important. Puritatea acestui ideal contează enorm. Îți spun toate astea pentru că ești înzestrat cu inteligență și cu o inimă nobilă și n-aș vrea ca peste ani să-ți dai seama că n-ai folosit aceste mari bogății ale sufletului așa cum se cuvine. Nu știu ce mă face să am mare încredere în dumneata. Vreau să te rog ceva. Să nu-ți bagi joc de nuții, indiferent ce s-ar întâmpla între voi. Să știți că mie nu mi-a trecut niciodată prin gând să-mi bat joc sau să înșel pe cineva. Eu te cred. Numai că uneori putem înșela pe cineva fără să știm. Mie mi-ajunge dacă înțelegi ce ți-am spus și dacă îmi promiți. Bine ai venit, dacă tot ai venit. Mare lucru nu se cunoaște. Parcă ar fi așa o julitură mai mare. Da, Maria? Crede că am venit fără ea, a? Hai. Da, șeful? Ce face? Nu mai e șef de 2 luni. L-au scos cu tărăboi mare în urma închetei cu transformatorul ăla prăjit. Știi că pe inginerașul ăla pe care l-a pognit, îl dăduse afară. Află că s-a pus individul pe memorii, că avea și nu știu ce spate la București și l-a turnat pe Dan pe unde a putut. Au mai răscolit și niște aiureli mai vechi cu unul pe care Dan l-ar fi apărat de nu știu ce calomnie prin 56, dar care totuși a făcut ceva pușcărie. Ce mai, turnătorie mizerabilă. O să mai afli tu. Ai o bucurie pentru mine, nu-i așa? Băiat sau fată? Ai făcut ceva sau s-a întâmplat de la tine? Nu, Căline, tu ai făcut ce ai făcut și copilul n-a mai vrut să rămână în mine. De ce nu mi-ai mai scris ca înainte? S-a
spus că n-ai voie să citești, că trebuie să te menajăm cu toți. Cine ți-a spus? De aici, de la policlinică. Iar după ce am pierdut copilul, ți-am scris că n-aș fi putut să-ți ascund. Am vrut să mor, dar m-am gândit la tine. Cu ce vrea să faci și tu. N-ai să-i să salveze bețivul ăla. De unde știi că era bețiv? Toată lumea vorbește. Crezi că te laudă cineva. Nici n-ai cu ce să te lauzi când o pățești. Dacă nu mi se întâmpla nimic, poate că se găsea vreunul care să-mi spună foarte bine ai făcut. Bravo, mă! Așa trebuie. În orice caz, mă bucur că individul pe care l-am salvat e bețiv. Asta place foarte mult. Da, apă la moară bârfei. M-am întrebat de mii de ori de ce ai făcut-o. Și tocmai cu o zi, înainte anunții. Te gândeai măcar o clipă la mine sau la copilul care era în mine, poate că nu săreai nenorocitul ăla de rezervor. Acum ești mulțumit că ai făcut pe erou? Cum adică? Omul e îndrăznesc sau laș abia după ce a sărit în ajutorul cuiva sau a luat-o la goană. Curajul și frica sunt în legătură directă cu ceea ce se petrece în om, nu în afara lui. Atunci, așa am simțit. Pentru că altfel nu puteam. Și asta contează. N-aș fi vrut să inaugureze ăștia cimitirul cu un om care ar fi murit sub ochii mei. Lasă că l-au inaugurat imediat după accidentul tău eroic. S-au încărat doi la un bufet și au scos cuțitele. Așa că orașul nostru se poate lăuda acum că are un erou și doi morți. Te-aș ruga ca de mâine să te culci în camera cealaltă. Încă nu m-am vindecat cum trebuie și n-aș vrea să te chinuiesc să nu pot dormi. Bine, noapte bună. Ce-ai necăline, ți-e rău? Nu știu ce dracu am de la o vreme. De câte ori urc aici, amințesc. Ca atunci, după accident. Nici patentul nu mai pot strânge bine în mâini. Parcă nu mai am vlag. Te-mi tremură și mâinile. Eu ți-aș spune ceva, matale, dacă nu te superi. Băieți, au zis că de ce nu ne lași numai pe noi aici sus să lucrăm? Ea ar fi de acord. Ce să te mai cață și mata până sus? O să facem noi toată treaba. Ce vorbești, mă? Așa scutere voi. Să stau eu la baza stâlpului, să mă plimb ca vodă până lobodă, să vă dau ordine de acolo. Nu ține voi, Vasilica. Nu sunt eu făcut pentru asta. Hai! Baga cincea! Hai, mă! Leagă cheia de sfoară! Hai! Dacă vrei, poți să te întorci să te culci cu mine. Să m-am obișnuit acum aici. Uite de când iau somniferele astea, dorm buștean. Lasă, dorm aici în patul meu mai bine.
Patul meu? Camera mea? Și cu patul conjugal cum rămâne? Nu-ți mai place să dormi în brațele mele, să-mi spui Căline, dragule, iubitul meu? Suflete? Parcă așa îmi spune, nu? Bine, rămâi acolo dacă vrei. Uite ce ar trebui tu să faci. Ar trebui să duci la director, să-l rogi, să insiste el la Ministerul Sănătății. Să te trimită în străinătate. Uite, am auzit că la Viena sunt medici foarte buni în boala ta. Hm? Cine ți-a spus ție chestia asta? Ei, uite, mi-a spus și mie. Cine? Ei, uite, Geta Policronia de mi-a zis. Trebuie să te duci la director, să-i ceri, să-i pretinzi, că-i dreptul tău. Ești muncitor, nu ai făcut un act de eroism care te-a costat sănătatea. Nu poți să trăiești așa. Bine, o să mă duc. Lasă-mă, duce azi. Surubăcine, îmi pare rău. Cererea dumitale pentru Viena nu s-a aprobat. Mi s-a răspuns, în ce privește cazul dumitale, totul este clar. Există o rezoluție dată de minister să se adreseze specialiștilor noștri, care sunt foarte buni. Nu rămâne decât să schimb munca. Am auzit că te pregătești pentru facultate. Uite, ți-am găsit un post în care nu e prea mare lucru de făcut și unde poți să stai liniștit și să înveți. Cât despre cealaltă dorință a dumitale cu școala de maestri, în principiu se poate, dar va trebui să aștepți, înțelegi? Mai există și alte cereri. O seamă de propuneri, de recomandări, există o anumită ordine. Vreau să zic că trebuie să aștepți până îți vine rândul. Și cam ce-ar fi să fac până când o să-mi vine rândul la ceea ce, de fapt, cred că mi se cuvine chiar acum? Eu nu știu ce ți se pare dumitale că ți s-ar cuveni înaintea altora. Uite, m-am gândit să te trec în corpul de pază al combinatului, să stai la poartă. Nu o să ai o leafă prea mare, dar atât cât să-ți ajungă. Important e că o să poți să înveți.
Fii atent, ăștia ne-au pus paznic la herghelie. Ascultă, voi, Caisă. Păi dacă tu stai și citești romane pe aici, înseamnă că întreprinderea degeaba te plătește să păzești bicicletele astea. Ascultă-mă, istețule. Bagă bine la cap ce spun. De mâine să nu te mai prind că spui rabla asta aici. Că s-o fac guler. Și ție la fel. Hai mă, lasă, lasă. Ce faci, nu mănânci? Nu mi-e foame. Sunt sătul. Sătul de toate. A fost de ajuns să mă vezi într-o situație în care nici nu ți-ar fi trecut prin gând că o să ajung și mi-ai întors spatele. Noroc că mi-au spus mie alții ce zace în tine. Păi dacă s-au spus de la început ce zace în mine, de ce m-ai luat? Nu ești niciodată sigur. Acum ești, nu? Mai bine te gândi ce spun oamenii despre tine. Că ai ajuns vătaf peste bicicletele alea. Și care le-ai luat foarte mândru în primire. Parcă ziceai că nu-ți pasă. Uite că pasă. Tu nu știi ce se vorbește la noi la laborator. E bine, o să stau acolo cât o să am nevoie. Să te văd ce o să faci. N-ai decât să te faci că nu mă vezi. Nu o să te mai strig niciodată și nici semne cu mâna nu o să-ți mai fac. Da, acasă tot o să vii. O să fac în așa fel încât să vin acasă când tu dormi. Și o să mă scol. Și o să mă scol după ce tu ai plecat. O să te las să te zbați. Să-ți dovedesc că nu-mi pasă de tine. Și o să mă îmbăt de fericire. M-am săturat să-ți tot arăt drumul în viață, că tot nu pricep nimic. Mai bine te las în pace și plec. Mă duc pe munte, mă duc și mă fac cabanier. Dar și ce să te mai faci? Opă de vaslui! Rabin de buhuș! Cosmonaut mă fac, asta mă fac! Gagarin! Știi bine că trebuie să învăț. Să învăț! Orice ar fi! Vreau să ajung inginer. Asta vreau. Și dacă vreau, o să ajung! Prea crezi tu că te așteaptă toate puse pe masă ca să le iei când vrei tu? Mai bine te gândi că nu se uită nimeni la tine, decât aia care n-au încotro, când intră sau ies de la combinat ca să-și ia bicicletele. Până și Costică într-o zi o să treacă pe lângă tine fără să te claxoneze măcar, ca să te salute. Că nu se uită nimeni la unul care a decăzut, decât unul care e mai jos decât ea. Și cine e mai jos decât tine? Până și Cazaciuc de la cooperativa aia, de la kilometru 14. Tot e paznic plin, nu ajutor de paznic. N-a apucat dorul de Cazaciuc. Nu știe el că ar veni într-un suflet să te scape din mâinile mele. Mai bine recunoaște că tu ai vrut să scapi de mine. Dar n-ai avut curajul să te desparți. Nu e adevărat. Și atunci te-ai gândit mai bine să te omori. Nu e adevărat. Eu nu m-am gândit că numai cine are chef să moară. Nu e adevărat, nu e adevărat, nu vorbi cu mine așa! Nu m-am gândit la tine în clipa aia. Dar nu m-am gândit nici la mine. Nu m-am gândit decât că ăla moare. Și cineva trebuie să-l salveze! Dar
Andrei, puteai să nu te gândești, puteai să nu te gândești! Dar dacă eu eram măcar un pic în inima ta, puteai să-ți aduci aminte măcar de copilul la care erau portata, nu? Eu nu eram în inima ta. Și nici măcar n-ai murit așa cum ai vrut, mai bine ai fi murit. Mai bine murai, mai... Stinge, te rog, lumina. Maria. Orice s-ar întâmpla între noi doi de aici înainte, să nu uiți că... te-am primit pentru totdeauna în viața mea. Și nimic nu mă poate sili să nu te mai iubesc. Tu n-ai știut niciodată când m-ai iubit cu adevărat și când... cel mai mult m-ai iubit atunci când ai venit după mine să mă iei. E cel mai puțin când te-ai băgat în nenorocită aia de cistele. Atunci mi-ai uitat de tot. A fost ca și moarte pentru tine. Atât ne-a fost nouă dat să fim fericiți. Studiez, studiez, surupăcene! Cum merge? Tovarășe, surupăceanu, că încă n-am murit. Merge. Am început să mă obișnuiesc. Ți-am găsit ceva mai bun. La poarta principală, controlor. Vrei? Adică, vezi ce intră, ce ies, să controlezi, mă rog. Muncă de răspundere. Până acum postul ăsta nu exista. Îmi pare rău doar că... încă nu pot să-ți ofer ceva în meseria dumitare. Ce-ar fi dacă ai pleca în altă parte? Gândește-te. Poate că asta rezolva multe. Nu te obligă nimeni, bineînțeles. Eu îl cunosc pe Călin Surupăceanu. Și pot să vă spun că, în afară de faptul că a salvat de la moarte un om, nu cunosc niciun motiv care să justifice vreo măsură severă împotriva lui. Păi n-a luat nimeni nicio măsură, toareșu.
Atunci de ce e ținut pătușă? Adică să fie pedepsit că s-a comportat ca un om și nu ca un laș? Așa a spus. Că de ce să stai acolo la poartă un om calificat, în loc să se întoarcă la meseria lui? Alto, că de ce nu ți s-a dat prioritate pentru școala de maestri? Sau măcar să ți se dea altceva demn de calificarea pe care o ai? Au sărit toți. Toți au fost de partea matale. Lasă-mă, Costi. Mie mi-e greu deocamdată până mă refac. Acum să știi, adevărul e că nu te poate ajuta nimeni câte vreme nu mai poți strânge bine patentul în mână. O să rămân la poartă, o să stau acolo până îmi dau examen. Și dacă nu reușesc, o să pun și o mână într-o zi pe două fire electrice, fără mănuși de cauciuc și fără cizme. Ciunea Căline, te-ai apucat de fumat? Maria, eu ți-aș spune ceva, matale. Să fiu eu... Auzi, măi, Vasilică, în chestii de-astea nu se prea dau sfaturi. Eu zic că ar fi mai bine de discutat chestia cu firele electrice și cizmele de cauciuc. Păi ori suntem serioși, ori... O vezi pe aia care servește? Vrei să o chem? A încercat de două ori să o miarlească singură. Și ultima dată era cât pacii să reușească. Noroc că a venit salvarea la țanc. Iulico! Ce vrei, domne, mă vezi că stau, ai răbdare! Dă-mi și mie o țuică, te rog. Hai, domne, pleacă și tu, deci du-te și stai la masă, că vin eu și te servesc. Masă, hai, carte și tu, deci du-te și stai la masă. Auzi, domne! Mă, tu n-auzi, mă! Hai, mă, tata, du-te acasă, zău. Mă vezi că e târziu, hai. Hai, lasă-mă, domnule. De ce nu te duci acasă? Așteaptă și puțin copii. Hai, du-te. Hai. Așa. Ușoară, Iulica, stai puțin. Ce te ții, domne, după mine? Iartă-mă. Lasă-mă în pace! Dacă te-ai îmbătat, du-te acasă și te culcă! Iartă-mă! Lasă-mă, domne, în pace! Lasă-mă! Spune-mi cum e, spune-mi ce simți! Spune-mi ce simți, că nu mai vrei să trăiești! Când vrei să mă spune-mi! Spune-mi, spune-mi! Vrei să știi cum e? Vrei să știi cum e? Nu-ți mai pasă! Vrei să știi? Nu-ți mai pasă! De nimeni și de nimic nu-ți mai pasă! De ce nu-ți mai pasă? Trebuie să-mi spui de ce! Vreau să știu! Andru! Andru! Ce? Spune-mi! Spune-mi! De ce nu-ți mai pasă? De ce? Lasă-mă! Ți-e frică? Lasă-mă! Spune-mi, ți-e frică? Nu! Dar cum îți? Că nu-ți mai pasă? Nu ți-e frică? Uite ce mi-ai făcut! Hei, ia uite, Nelule, cunoștințe vechi! Ce faceți, bă, voi acolo? Fii atent, uite-și pe aia de la bufet. Voi ce vreți, mă? Păi așa faci tu, mă, cu tău unei domnișoare?
Vreau să te întreb ceva. Dar să-mi răspunzi fără amenajamente. Ai băut. Iar ai băut. Bine. Dacă tu crezi că am băut, nu-ți mai zic nimic. Te-am rugat de atâtea ori să nu mai bei. De fapt, nici nu mai trebuie să te întreb nimic, pentru că de la un timp nu mai vrei să auzi și să crezi nimic. Și să mai îmi răcesc gura de pomană. Te-am rugat, de ce ai băut? Știi că nu suport bețivii. Nu să-ți ia! Și nici nebun să-ți... Ce faci? Ce vrei să faci? Când ai spus tu că dacă tu nu poți să dormi, nu pot nici eu să dorm. Miros ars? Spune, miros ars? Puțin, adică când transpir, dar ce importanță are? Are. Ascultă, Maria. M-am gândit foarte bine la tot ce s-a întâmplat între noi. Și am să spun acum ce-am hotărât. Întâi m-am gândit că la mijloc e altcineva. Alt bărbat. Și atunci am zis că n-am niciun drept să te opresc. Cu condiția să nu intri în mâna unuia ca ambrosiala. Vorbești prostii. Am cercetat. Am cercetat și mi-am dat seama că nu... Nu-i vorba de așa ceva. Va să zică... Nu există niciun motiv să ne despărțim. Înseamnă că dacă s-ar întâmpla, vinovat ar fi eu, nu? Nu? Și totuși văd că tu vrei să ne despărțim. Sau poate că... Poate că vrei să plec, să mă mut. Vorbești prostii. Ai băut. Mi-am dat eu seama că dacă tu ai să te apuci de băut, ai să începi să vorbești prostii. Mi-a spus și doamna Polichroniade. Ultima dată când ne-am certat, ți-a părut rău că n-am murit atunci în rezervor. Adică mi-ai băgat mie în cap ideea asta să mor, venițar numele. Ai prevăzut și că o să mă apuc de băutură, hă? Ai prevăzut, nu? Că dacă mă pun acum cu pumnii pe tine, te dezvăști și de previziuni, și de despărțire, și de tot. Auzi ce spun? Auzi? Ai prevăzut de asta? Te omori! Cu mine trăiești, nu cu aia, cu Polichronia de aia. Auzi? Îți interzic să-i mai calci pragul. Auzi? Eu te-am făcut om. Eu te-am plămădit dintr-un bulgăre de glot. Că asta era ea când te-am adus aici. Ia te calc în pumn, auzi? Eu te-am făcut ce ești. Ca să mă îndrăgostesc acum de tine. Ca prostul. Crezi că nu o să mă cauți? O să mă cauți și o să alegi după mine în patru labe.
Maria? Maria? Când mi s-a spus că mă caut, mi-a venit să cred. De altfel, nu mai ai niciun motiv. Vreau să spun ceva. E ultimul... ultimul lucru pe care trebuie să-l știi. Dar mai întâi spune-mi, ce faci, unde stai, unde dormi? E treaba mea. Nu te privești. Am vrut să te caut acolo în sat. Să iau terenulețul și să văd dacă te-ai întors la Ambrozie. Altceva? Altceva? Nimic. Vreau să spun că o să plec. Dacă vrei să mă cauți, încearcă să afli singur unde mă găsești. De altfel, te rog, atunci când vei ieși din combinat, să ieși pe partea principală normal și să te duci acasă. Nu mai ai de ce să te ferești de mine. Nu-ți mai sunt nici prieten, nici dușman. Nu te mai iubesc. Să spun drept. Mie mi s-a părut că toată povestea asta cu plecarea dumitale a fost doar așa o vorbă aruncată la supărare. Da? Mă rog. Sper că n-ai să ne dai pe toți uitării. Deși nu știu ce importanță mai are. Dacă am putea să facem ce vrem cu amintirile noastre, dumneavoastră ați fi dintre acei puțini pe care nu i-aș alunga dintre ale mele. Cine mai știe dacă merită cu adevărat să rămână în amintirea cuiva? Mai bine uită-mă și pe mine. Nu știu cum se întâmplă că ne irosim viața pentru niște indivizi care ar trebui mai degrabă dați afară cu biciul din oraș. Și când vine un om care are într-adevăr nevoie de sprijinul nostru, începem să drămâim acest sprijin până când omul îi se face de habite. Nu spun că n-am încercat să mă port bine cu dumneata, că n-am fost călăuzit de cele mai bune intenții, și uneori am avut ezitări pentru faptul că alții erau împotriva dumitale. Vă referiți la chestia cu Viena? La Viena, școala de maestri și la celelalte. Măcar acum v-ați dat seama și probabil cu alții o să fiți mai hotărât. Deși asta mie nu-mi ține nici cald, nici rece. Ia spune-mi, este adevărat că dumneata ai bătut aici primul țăruș? Sau e doar o legendă născocită, știu eu, din pățania dumitale? Nu. Adică e adevărat, așa a fost. Deși chestia cu țărușul mi se pare și mie acum o legendă. Dar tot nu mai contează. De fapt, ce contează la mine acum e că nu mă mai pot mulțumi niciodată în viață cu un singur lucru făcut acolo și atât. Săruna, domnul inginer Dani acasă? Nu, nu e acasă. Du-te. Mai bine du-te. Doamnă, sunt. Ești Călin Surupăceanu? Da.
Te-am recunoscut. Ia loc. Ai aflat, nu-i așa? Da, am aflat câte ceva. Aproape un an l-au chinuit cu anchetele și nu făcuse nimic. El zicea că pentru nimic se dau 3 ani. El n-a pierdut decât unul. Ha, nu degeaba îmi spunea el mie că există pescare autorizați, care pescuiesc în ape tulburi cu permise în regulă. Mereu îi spuneam, de ce nu sigur? Dar el zicea că fără părerile lui, dacă nu și le poate spune deschis, se simte un mic. Dar el nu era un romantic naiv. Nata, ești tânăr și nu te-ai izbit de chestii dintre astea. Ce vrei îmi spune? Nu vezi că nulitățile cresc? Să-i lăsăm să ni se urce pe umeri și să-i ducem așa toată viața? Mi s-a răscolit tot trecutul. Și acum unde e? Iar a plecat? Nu ajunge? Nu. În loc să accepte o funcție pe aici, că i s-a oferit, a luat-o de la capăt. E undeva pe lângă Pitești, se deschide un mare șantier. Dacă vrei, poți să te duci să-l vezi. Îl găsești ușor, nu e departe, să se bucure. Dincolo nu te mai întorci? Nu. Am plecat și eu de acolo de unde m-a adus dumneavoastră. Știți ce le-am spus? Adio, băieți! Trăiți și munciți în noul vostru oraș până o să-i dați bătrânii care îi lipsesc. Apoi morții, care să asculte din tăcerea mormintelor viața urmașilor. Și creați-vă legendele care o să vă convină. Pe mine m-ați gonit. Și atât timp cât asta poate să vă mai pese, nu puteți avea iertarea mea. Sunteți flămânți de viață, dar nu de fericire. Și singura voastră șansă e că nu sunteți eterni și că alții mai buni poate vă vor lua locul. Nu sperați că vă vor menaja. Adică te-ai supărat tu pe toată lumea ca văcarul pe sat. Tu ești deșteptul, iar ăia care de bine de rău te-au școlit, ți-au dat leafă și casă la bloc, au fost toți niște proști. Oameni buni și răi sunt peste tot, Căline, mama. N-ai știut tu poate să-i deosebești întotdeauna. Acu degeaba dai vina pe toți. Am știut eu că așa o să fie cu plecatul tău de acasă. Ai știut, pădra. Dumneata pe toate le știu. Măcar s-o fi adus pe nevastă ta. S-o vedem și noi. Uite că ne-am despărțit. Zicea tot timpul că miros a ars. Lasă, Căline, mamă. O să găsești tu alta când vrei. Ești tânăr. Câte fete sunt acum... Te împiedici de ele pe toate drumurile. Și acum vrei să rămâi aici? Nu avea nicio grijă. Nu vă rămân pe cap. O să plec pe alt șantier. Dacă există un destin, există și un sub-destin. Ce există, mă? Nu pricep, mă, dar. Dar să mai dai și pe acasă, Căline, mamă, că, uite, anii trec și noi ne ducem. De ce nu vrei să rămâi aici? Te ascult de tericeasuri, dragul meu. Și mă bucur că ai rămas același copil bun, care mi-a plăcut mie când l-am auzit prima oară cântând pe tur la biserici. Nu m-am înșelat. Un singur lucru a rămas neclar în viața ta. Aș vrea să-l lămurim acum. Nu ți-a spus nimic, Dan? L-am rugat de câteva ori să-ți transmită ceva. Nu, nu mi-a transmis nimic. Adică a încercat odată, dar... A intervenit accidentul ăla stupid care m-a trântit la pământ și... Să nu te crezi niciodată la pământ. În fața ta se află nu căderea, ci speranța. Asta este starea pe care trebuie să o ai.
speranța, Căline. Pentru mine nu are nicio importanță ce fel de denumire are starea în care mă aflu. Important e că eu trăiesc și că sunt în puterea ei. În orice caz, nu poate fi vorba numai de speranță. N-are niciun rost să-ți faci idei preconcepute despre viitor. Interesează-te de prezent. Numai el are să-ți ofere cheia și a trecutului și a viitorului. Spune-mi, te rog, ai iubit-o pe Nuții? Nu vă pot răspunde la întrebarea asta. Nu ți, dragul meu, a crezut ca și mine că știi că e însărcinată. Asta trebuia să-ți transmită, Dan. Știe totul despre tine. N-ai fi crezut, nu-i așa? Știe chiar că în clipa asta te afli aici. Am rugat-o eu să plece. Că să o găsești oricând e voie să o vezi. Pe ea, nu pe mine. Te las să-ți răspund singur, numai pentru tine. Ce ai de gând să faci? Nu știu. O să-i scriu de acolo de unde mă duc. Și o să-i las adresa mea. Dacă o să vrea să vină să mă vadă, o să mă găsească. Mai, mai, mai! Mai, mai! Mai, 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 mai! Mai! Opa! Uite, băi, surupăcene, iar o luăm de la început. Tovarășul surupăceanu, că... Că n-ai murit încă, știu. A fost bine, dar v-am rugat să nu vorbiți. Fugi de elicopter. Când o fi de vorbit, vă spun eu. Adică cum să nu vorbim? Bun, povestea asta cu ruleta o să mai facem o dată. Uitați cum o să facem. Eu am să zic motor. Dumneavoastră, când vă fac eu semn, luați lemnul ăsta ascuțit și îl dați dumnealui. Da. Nu acum, când vă fac eu semn, când zic motor. Da? Da. Bun. Și după aia ce faceți cu el? Îl batem aici cu barosul ăla. Hai bă mai repede cu barosul. Aha. Nu, domne, enerați-ne tu, nu se poate altcineva, pentru că mi-l dă afară din emisie. Hai, băieți, repede! Da, e bun, ia dumneata barosul. Hai, repede, vezi-l! Păi ce faceți, mă, acolo? Plecați, doamne, cu căruța de acolo! Băieții, cu ruleta, repede! Hai, gata! Imediat. Auzi, ce facem cu ăsta cu fața arsă? Păi nu poți să-l filmezi prin plan. Schimbă-l, mă. Păi, dar ăsta l-au vrut ei. Facem plan general. Vezi că l-am decât 10 metri. Trebuie să-ți încapă și genericul. Deci am înțeles. La semnul meu, dumneavoastră plecați cu țărușul, ruleta și dumneavoastră plecați cu barosul, da? Iar restul foarte vesel, băieți. Îți dă-te așa cum e viața, da?